Cu toate că în județul Hunedoara sursele de apă sunt consistente, asta nu înseamnă că sunt și inepuizabile. Dacă populația, autoritățile și organele de resort nu pun accent pe prezervarea lor, adică de a le feri de distrugătoarea poluare. Modul în care se face agricultură, lipsa stațiilor de epurare a apelor în care se eliberează canalizarea, contaminarea pânzei freatice cu nutrienți proveniți de la animale, toate pot duce la otrăvirea apelor și, într-un final sumbru, chiar la dispariția vieții. Iar conștientizarea cu privire la importanța principalei resurse planetare se face prin educarea tinerei generații în acest sens. Este de părere Fabius Chiseli, director general al Societății Comerciale Activitatea Goscom din Orăștie, invitatul Ioanei Pop la emisiunea Dale Dimineții. E o chestie de responsabilitate și până la planetară, regională, națională și locală. Deci trebuie să primim această problemă cu resursele de apă cu maximă seriozitate și eu sunt super convins că generațiile următoare o vor face. Dar depinde și de noi foarte mult să conștientizăm și să avem, de aceea avem și programele acestea cu copii, cu școlile, în primul rând, de a face această activitate de conștientizare mai eficientă și mult mai țintită către generația următoare. Foarte multe aspecte care țin de specificul fiecarei localități, fiecarei zone, fiecarei regiuni, fiecarei județ, care trebuie, cum să zic eu, oareși cumva gestionate la acest nivel. Bineînțeles, cu autoritățile de reglementare alături, nu deasupra, unde alături. Da? Asta e cea mai bună formă de funcționare, în momentul în care funcționează pe bază de parteneriat și în sistem de cooperare pentru realizarea unui obiectiv comun. Iar obiectivul comun este acesta despre care am povestit la început, și anume conservarea surselor de apă, adaptarea la schimbările climatice și, nu în ultimul rând, de a ne păstra mediul așa cum ne dorim cu toții, adică curat.